Bună dimineața! Începem vlogul de astăzi cu Zoo Plus. Văd că au aici o avertizare din asta și livrează în 4-5 zile lucrătoare. Vă rugăm să plasați comanda dacă este neapărat necesar. Răbdare și înțelegere, ok, este neapărat necesar pentru că asta este toată mâncarea pe care o mai au pisicile mele și asta ne ține cam 3 zile maxim, așa că sper să ajungă comanda până când rămânem fără mâncare, gatitu, s-ați auzit, dar în cel mai rău caz merg repede și le iau un plicume de la Mega sau ceva, pentru că e clar că rămânem fără mâncare. Și acum o să-mi iau așa vreo jumătate de oră să mă uit pe site să văd dacă le mai comand altceva în afară de mâncare. O să-mi iau un sac foarte, foarte mare, un sac de 10 kg pe puțin, ca să ne ajungă pe toată perioada asta, că nu se știe cât ține, cât stăm închiși în casă, așa știu că iau odată și gata. Și mă gândeam să le mai iau câteva jucării, niște undițe, ați văzut că Nubi e nebunită după libelula aia verde și mă gândeam să le mai iau ceva de genul ăsta și acum vreau să mă uit să vedem, le pun în coș și în momentul în care am terminat de făcut coșul vă arăt și vouă ce și cum. Tocmai ce le-am băgat în coș, o undiță cu becișoare din astea Matabi, ci că este un arbore natural și poți să-l roadă, poți să joace cu ele, sunt sigură că asta i-ar plăcea lui Iris, că ea are probleme cu rosul și arată cam așa, acum nu știu sigur cât o să le placă să ne jucăm cu ea pe sus, ca o insectă sau ca o pasăre, dar cred că o vor roade și acum ne mai uităm. N-am încercat niciodată să văd dacă le place șarpele ăsta de aici, deși nu cred. Lor le plac undițele astea cu pene și vedem ce le luăm. Au, ce e asta? Avem și poze de la clienți. Vai, are o grămadă de pene. Am găsit perna asta în formă de, stați să vă și arăt cam cum ar veni pentru pisică, unde era imaginea asta. Și evident că sunt crazy cat mom, clientul perfect. E o pernă, asta este, umplută cu nu știu ce, valeriană sau, da, rădăcină de valeriană proaspătă care are un efect stimulator asupra multor pisici. Pun pariu că ale mele vor fi indiferente. Conține nu știu ce, fabricat în Germania și mă gândeam să le pun în pat, că ele dorm cu mine în pat și să le pun pernuța asta în pat. Văd care e destul de mare, 16 cm cu 9 cm cu 6 cm. E așa, așa, măricică. Și haideți să vă arăt coșul, că deja am terminat. Am 7 produse în coș. N-am niciun cod de reducere, nimic, deși ar trebui. Le-am luat Royal Canin Sterilized de 10 kg. De obicei amestec Royal Caninul cu o altă hrană, spre exemplu Taste of the Wild sau Origen, cu o hrană hiperproteică, dar de data asta cred că le iau doar Royal Caninul. Perna asta pentru pisici pe care v-am arătat-o mai devreme. Le-am luat o jucărie pentru pisici din iarba muței, un fel de bilă din aceea 100% făcută din iarba muței, la care vor roade sigur, sigur. Am scos jucăria cu bețe din coș pentru că nu știu sigur cine se va juca cu ea și am zis că sigur vor roade mai degrabă la mingiuca asta. Le-am mai luat un șoricel din pluș cu iarba muței, le-am luat plicuri Royal Canin Sterilized în sos și le-am mai luat aplos plicuri pentru că cele de pește nu le plac, așa că le-am luat de pui și am mai luat o jucărie care costă 50 de lei. Este o jucărie undiță și mă doare sufletul, sinceră să fiu, să dau 50 de lei pe jucăria asta, dar văd că este o undiță foarte, foarte, stați că vă și arăt, este o undiță foarte stufoasă și are aici, are două tipuri de capete și capătul ăsta s-ar putea să le placă pentru că foșnește, văd că are o hârtie foșnitoare aici, s-ar putea să le placă, nu știu. Am luat undițe de toate felurile și pe toate le strică și am zis hai să-l văd cum o să fie cu asta, așa că le iau și undița asta, că toți suntem în carantină, ne jucăm un pic mai mult. De libelulă deja au început să se plictisească, ăsta este coșul nostru, 400 de lei au zburat la pisicuțe. Și Super. evident că după ce am dat comandă pisicilor, am intrat pe IKEA pentru covor. Am pus aici în coș un covor, dar nu cred că-l comand astăzi, cred că o să mă mai gândesc un pic și am vrut să neapărat să-mi comand plante. Văd că au reducere la plante, valabil până pe 17 aprilie 2020, dacă vedeți, dar am pus toate lucrurile astea în coș și am vrut să le cumpăr și mi-a spus că nu pot comanda plantele online. Și cum magazinele sunt închise de pe 20 martie, e clar că nu am cum să ajung în posesia plantelor și atunci parcă nici covorul nu mai trebuie. Ficusul ăsta este preferatul meu de la IKEA, nu știu câți l-ați văzut, sunt sigură că l-ați văzut în magazine, nu mai este în stoc nicăieri aparent, online nu merge să-l comanzi, dar este preferatul meu și când l-am văzut că e redus de la 400 de lei aproape la 129 de lei, fuai,
Eram cât pe ce să mă arunc pe el, numai pentru asta aș fi plasat comandă la IKEA, dar se pare că nu pot aduce nicio plantă acasă și voiam să-mi cumpăr un lămâi și asta și ficușii ăștia pentru că îmi plac mult de tot. Cleo, tu ce zici, mami, să facem? Ce să facem? De ce stai pe consolă? Bună dimineața! După vlogul de ieri am zis că astăzi sigur mă machiez și astăzi sigur apar în fața voastră machiată, aranjată, toată o păpușică, pentru că ieri, hopa, mi-a zburat și gluga, stați un pic. Am trezit cu două coșuri de toată frumusețea, pe ăsta îl știți de ieri, că de ieri își făcuse apariția și mi-am pus aseară patch-urile astea, stickerele astea pentru coșuri de la Gero Vital, pe care vi le-am mai arătat eu în vlogurile mele și văd că nu mai doare ăsta de aici, se pare că s-a uscat. Trebuie să le țin între 8 și 10 ore și am zis că le țin un pic mai mult, le țin până diseară că tot mă machiez și am aici o inimioară în frunte, după cum vedeți, și am aici un o față cool cu ochelari, un emoji și acum încerc să supraviețuiesc printre miorlăiturile lui Nubi, că vrea să ne jucăm cu undița, cu libelulu, doar că nu am acum poftă de ea și am zis să mai și vorbesc un pic cu voi, după care eu o să mă pun să editez vlogul care trebuie să intre astăzi, astăzi fiind, am și pierdut noțiunea zilelor, cred că astăzi este marți, da, vlogul de marți. Și v-am zis eu că ieri, în timp ce filmam vlogul de marți, am făcut curat aici, dar bănuiesc că deja ați văzut asta. Mă gândeam, Doamne, trebuie să-mi pun totuși ceva pe față, să mă machiez un pic, să fiu mai prezentabilă, dar astăzi evident că nu am avut niciun chef, așa că mă vedeți în ipostaza asta. Astăzi va trebui să merg și până la Mega, așa că trebuie să mă avânt în nebunia care este afară. Este pustiu afară, văd că e și frig, bate și vântul îngrozitor de tare și văd așa o urmă mică de zăpadă, cred că a nins un pic azi noapte, foarte puțin, mai e așa un pic pe acoperișul caselor. La mine acasă, cred că v-am zis și ieri, mi-a trimis tati niște poze, este zăpada atât de mare. S-a așezat deja pe pământ, mama ei, am sunat-o și dădea cu lopata, făcea cărare în curte până la poartă și mă bucur mult că în perioada asta vorbesc destul de mult cu mama ei, o sun destul de des, mă sună și ea pe mine destul de des, ceea ce înainte nu se întâmpla chiar atât de mult, dar se pare că toată nebunia asta are și o parte bună și anume vorbim și noi un pic mai mult, mamaie, ce faci, cum ești, cum e tataie, cum vă simțiți, ce se întâmplă acolo și tot așa. Și sper să fie bine într-un final, ei oricum stau la țară, șansele să fie rău la ei la țară sunt mai mici, să zicem, pentru că populația e mai mică, dar nu este imposibil, așa că trebuie să ținem legătura și voi să țineți legătura cu bunicii voștri, să-i sunați, să vedeți ce fac, pentru că credeți-mă că se bucură enorm. Spre exemplu, în ultimul timp eu vorbesc mai des cu mama decât vorbesc cu mami și mă gândeam așa cât de mult se bucură și când i-am spus la mulți ani de 8 martie și, nu știu, cred că bunicii noștri așteaptă un telefon de la noi în fiecare secundă, adică e printre puținele bucurii pe care ei le au și cred că le aduce fericire să ne audă și să vadă că ne pasă de aici, că îi sunăm, așa că puneți mâna pe telefon și acolo băgați, alo, mama, e ce faci? Da, ce voiam eu să zic este că astăzi trebuie să ajung la Mega, neapărat, musai, adică nici nu în cap îndoială, stai să-mi dau asta un pic mai pe spate și nu știu cum să fac, pentru că bate vântul afară îngrozitor de tare, nici n-aș ieși din casă. Și trebuia să ies încă de ieri, trebuia să îmi iau făină, dar cred că nu găsesc, așa că nu m-am dus. Și aș mai avea nevoie de câteva chestii, doar că ieri nu am ieșit pentru că mi se părea că am nevoie de prea puține lucruri și mă simțeam vinovată să ies doar având nevoie de 2-3 chestii pentru mine de mâncat. Și am zis, lasă, doar că poftesc eu la înghețată sau doar că am nevoie de nu știu ce, nu e neapărată nevoie, așa că mai pot sta, numai că acum trebuie să iau ceva să fac și mâncare, pentru că nu mai am mâncare. O să ajung și la Mega, dar după ce editez videoul de astăzi și dacă tot ajung la Mega, stați că îmi curge o lacrimă pe obraz, dacă tot ajung la Mega, aș mai vrea să fac o prăjitură, așa că va trebui să mă și uit, să iau o carte, să văd ce prăjitură aș putea să fac fără coacere. Nu știu dacă auziți, dar dacă auziți scandalul din casa asta, este pentru că pisicile se aleargă, n-au nicio treabă și abia aștept să le vină undița aia superbă care face zgomot în momentul în care o agit eu pe sus prin aer, pentru că doar așa se joacă cu ea, la fel și cu libelulul ăsta de care v-am spus, apropo știu că nu se zice libelulu, se zice libelulă, dar îmi place să o alint așa, face un zgomot în momentul în care o agit și
le face pe ele interesate de ea. Acum, nu știu, sper să nu fi dat 50 de lei degeaba pe undiță, sincer să fiu. Mi se pare un pic exagerat prețul ei, dar am văzut că e mult mai stufoasă și poate e și mai rezistentă. Cine știe, și poate chiar se joacă cu ea. Nu știu cum astăzi se face, că m-am trezit cu laptopul în brațe și cu gândul să cumpăr chestii. Ok, am cumpărat necesarul pentru pisici. Era musai să cumpăr pentru pisici. M-am uitat și mă uit de câteva zile la toate lucrurile pe care vreau să le iau și știți că v-am vorbit eu despre bicicletă, despre benzile acelea elastice pentru sport. Mai am niște ciocate de la H&M despre care sigur v-am spus și care sunt acolo la favorite, dar încă nu le-am cumpărat. Mai am covorul. Iarăși stau să mă gândesc, este necesar, nu este necesar, nu se știe ce va veni, nu se știe cum se va modifica, ce va urma în perioada imediat următoare sau în lunile care urmează. Am nevoie de el, nu am nevoie de el. Adică e un haos așa în capul meu și chiar vă sugerez și vouă să stați așa să vă gândiți de două ori înainte să cumpărați ceva, pentru că nu se știe ce se va întâmpla în următoarele luni, nu știm când vom ieși din toată izolarea asta socială, așa că cel mai bine ar fi să fim cumpătați cu banii și eu stau să mă gândesc de 10 ori înainte și cred că renunț la ideea de covor pentru moment, cel puțin. Nu mor să dau cu aspiratorul separat pe covorul ăsta până la urmă. A, și apropo de asta, uite că dezamăgirea mea supremă nu este covorul, dacă stau să mă gândesc la Ikea, ci este ficusul. Ficusul acela pe care mi-l doresc și când l-am văzut redus, uite așa, am avut palpitații la inimă, mi-l doresc cred că de vreo câțiva ani și parcă nu-mi vine să dau 400 de lei pe ei. El mi se pare scump, mai ales că la plante este înșelător. Este înșelătoare toată treaba cu plantele, pentru că le poți aduce acasă, nu se pot acomoda sau nu știi să ai grijă de ele, sau le plantezi într-un alt ghiveci, le uiți afară și vezi că le arde soarele, cum v-am arătat eu la planta mea cealaltă, și apoi te trezești că 400 de lei au fost aruncați pe fereastră, planta se usucă și e destul de greu cu plantele. De asta stau și mă gândesc și mă gândesc și când l-am văzut la reduceri, că este 120 de lei, am zis, ok, ăsta este al meu. Și așa m-am bucurat. Și când l-am băgat în coș și am văzut că nu pot să iau nici măcar o plantă de acolo, pentru că voiam și lămâi și mai voiam un ficus așa foarte mare, am zis că dacă tot petrec foarte mult timp în casă, măcar să am grijă de ele. Mie îmi place să am grijă de plante și de animale în casă și îmi plac plantele în casă și am noroc că pisicile mele nu mușcă din ele. Se joacă un pic, ați văzut, dacă sunt mici, pentru că planta pe care v-am arătat-o ieri, în momentul în care am luat-o, era extrem de mică. Dacă sunt mici, într-adevăr, se joacă cu ele, rod un pic din ele, dar după care au terminat. Nu e ca și cum le rod și nu mai există nimic în planta respectivă și chiar sunt norocoasă din punctul ăsta de vedere. Pisicile mele sunt destul de cuminți cu plantele, mai ales dacă sunt niște plante mari și chiar sunt curioasă, uite acum că tot a venit discuția asta cu plante, flori și lucruri de genul ăsta, să-mi spuneți dacă știți ceva site care livrează plantele acasă, pentru că bine, și să nu fie nici extrem de scumpe de preferat, dar eram curioasă dacă aveți idee de așa ceva, pentru că mi-aș lua și eu niște plante de apartament frumoase, mari, superbe. Nu știu de ce, simt nevoia așa de multă verdeață în casă, simt nevoia să-mi aduc natura în casă, dacă tot nu mai putem ieși afară și cred că m-a apucat nebunia cu plantele tocmai din acest considerent. Acum să vedem, că eu gândesc înainte să cumpăr ceva de vreo 10 ori, nu e valabil și pentru undiță totuși, dar în momentul în care vreau să-mi iau ceva, mă gândesc de vreo 10 ori înainte. Și apropo de asta, am zis că astăzi îmi pun benzile acelea pe dinți. Ia să-mi pun eu benzile astea pe dinți, că mi-am adus aminte că îmi văd dinții aici în momentul în care râd, îi văd acolo în cameră și mi-am adus aminte că le-am lăsat eu la suprafață tocmai ca să le pun. Mi-e foarte frică să le pun, dar parcă aș pune una pe săptămână și mi-e frică pentru că, stați să le iau de acolo, mi-e frică pentru că mi-am pus la un moment dat acum ceva timp, acum mulți ani, foarte multe benzi din astea și am rămas cu o sensibilitate mai ales pe dinții de jos. Dinții de sus se mai descurcă ei cum se mai descurcă, dar cei de jos nu chiar, dar voiam oricum să-mi pun doar pe dinții de sus, că oricum dinții de sus sunt cei care, bine, și ăștia de jos se văd de fapt ce zic eu. Mi-aș pune astea, Glamorous White, că sunt mai, au cantitatea asta de peroxid un pic mai mică și dacă vă luați benzile de albire de la Crest, sunt foarte, foarte bune, luați-le dacă vreți, doar aveți grijă în momentul în care cumpărați, luați benzile care au cantitatea cea mai mică de peroxid din punctul meu de vedere. Eu le-am luat de pe OLX pe astea, spre exemplu, nu le-am luat de pe Albirea Dinților și pe unele mi le-a adus un prieten din America. Mamă, ce bate vântul afară, nu știu dacă auziți voi acolo.
Classic Vivid, așa se cheamă astea, care se poartă 30 de minute și care chiar își fac treaba dacă le purtați mai multe zile la rând sau măcar de 2-3 ori pe săptămână și nici nu vă sensibilizează dinții atât de tare. După care Glamorous White, Gentle Routine, Shimmer White, One Hour Express, Monthly Whitening Boost. Nu știu exact, astea sunt alte tipuri. Un tratament pe zi trebuie să faci, dar eu nu mai fac un tratament pe zi, dinții mei nu mai rezistă la un tratament pe zi. De funcționat funcționează, asta clar, vă zic sigur că funcționează, dinții mei oricum sunt albe la mama lor, dar din când în când le mai dau așa un boost și îi mai ajut să se albească, dar singura problemă este că o să vă facă sensibilitate dentară, așteptați-vă la asta, eu înainte să folosesc benzile nu aveam deloc sensibilitate dentară și după ce le-am folosit am un pic, nu pot să zic că e foarte rău, dar am un pic, simt la rece, simt, nu mai pot să mestec gheață, înainte mestecam gheață fără nicio problemă, mâncam gheața, efectiv. Asta se ține pentru o oră, Lux Strips, nu. N-or să vadă dinții mei benzi ținute o oră, nu, nu, nu. Haideți să o desfacem ca să vedeți cam cum arată. Simțiți așa, sensibilitatea, știți cum o simțiți? Simțiți așa un curent în dinți. Cred că știți despre ce vorbesc. La mine nu curentul e problema. La mine problema este că în momentul în care folosesc foarte multe, unele după altele, adică în fiecare zi, mă dor dinții noaptea, nu știu să vă zic. Nu pot să mă mai odihnesc la fel de bine, dar nu e o durere din aia să o simți până în mod vaoaselor. E o durere așa, simți acolo că ai dinți în gură, ceea ce nu s-ar întâmpla dacă nu ți-ai pune benzile astea pe dinți. Și este un ușor disconfort oricât ai încerca. Ia să vă arăt cum arată benzile astea, să vă arăt cum sunt benzile astea. Le vedeți voi aici. Asta este prima bandă, asta este cea de-a doua pentru dinții de jos și pur și simplu le pui pe dinți. Și hai să punem și noi, să punem pe asta de sus, că v-am zis că sus e mai ok, jos mi-e foarte, foarte teamă. Mi-ar trebui și o oglindă. Doamne ajută, să ne facem o cruce. Ce-mi place mie să fac în momentul în care îmi pun benzile astea pe dinți este să împing așa cu degetul între spațiile astea dintre dinți, pentru că mi s-a părut mie, în momentul în care le purtam zi de zi, că ăsta este locul unde nu prea intră soluția asta de albire. Cred că mi le-am lipit prea pe gingii în sus, dacă mă uit acum, că n-am avut oglindă, dar e ok, nu e problemă. Sau de 5 minute, cred că, cu benzile astea. Momentan nu simt nimic. Ar trebui să le dau jos la și 25. Momentan toată lumea este bine. Nu simt absolut nimic. Dar cred că se vede că s-a umflat un pic. De obicei se face așa ca o... Da, ca o spumă. Se vede, da. Rezist jumătate de oră. Nu simt nimic, nu vă gândiți. Și nu vă doare, nu nimic. Doar că la un moment dat o simți așa un curent în dinți, în dinții care sunt de obicei mai sensibili și care vă ajunge așa până în creier de obicei, dar nu vă speriați că nu e nimic care să nu fie suportabil sau mai știu eu ce și oricând poți să dai jos de pe dinți. Cum a venit și seara. Nici nu știu cum a trecut ziua asta pe lângă mine, sinceră să fiu. Mă simt un pic obosită, nu am făcut mare lucru, simt efectiv că a trecut ziua fără să se întâmple mare lucru, fără să fac mai nimic. Ca să vedeți ce am făcut, o oră am stat și am șters toate cumpărăturile care au intrat astăzi în casă, pentru că v-am zis că a trebuit să merg la Mega, nu am mers eu de data asta, a mers prietenul meu, doar că a trebuit să șterg totul cu clor, după cum v-am spus că fac efectiv cu tot ceea ce intră în casă. După ce am editat videoul care a intrat la voi și pe care l-ați văzut deja, nu puteam să-l export. Cred că am stat vreo 2 ore să văd care e problema, să văd cum ar trebui să o rezolv și a trecut efectiv ziua de astăzi pe lângă mine. Cam asta este concluzia, de fapt.
De data asta însă, dacă tot a fost ziua cumpărăturilor și apropo de ziua cumpărăturilor, am cumpărat mâncare pisicilor, v-am arătat la Ikea, de fapt nici nu știu dacă v-am arătat, cred că m-am uitat eu în continuu la Ikea, ba da, cred că v-am arătat că nu am putut comanda, stai să dau luminozitatea mai mică la laptop, că l-am luat aici să vă arăt niște chestii pe care să mi le comand. Cred că v-am zis și de Ikea un pic astăzi, că voiam să-mi comand covorul, am renunțat un pic la idee, cel puțin momentan, pe motiv că nu e necesar, nu e musai să-l iau acum în mijlocul nebuniei de afară, dar am fost extrem de supărată cu plantele. Dacă puteam să-mi comand plantele, luam și covorul. Așa mai bine dau banii pe niște cărți ca să-mi facă și mie carantina mai ușoară. Covorul mare lucru nu face, mare lucru nu modifică. Mă refer aici ca stare de spirit, din contră, îl țin pe ăsta deocamdată și am de dat cu aspiratorul pe el, parcă ocupă mai mult timp. De îndată ce se va termina perioada asta și nebunia asta, poate că o să-mi iau și covorul, momentan nu este o prioritate. Prioritare însă, sunt niște cărți pe care vreau neapărat să mi le comand, pentru că simt că nebunesc dacă mai stau așa. V-am zis eu, cred că și zilele trecute, că m-am plictisit și de Netflix. M-am plictisit și de Asia Express. Astăzi m-am plictisit de Asia Express. Și apropo de Asia Express, m-am uitat, abia s-a terminat, e 12 noaptea la momentul la care vorbesc cu voi. Și ia uitați că mi-am pilit unghiile, în sfârșit nu mai sunt albastre. M-am și pensat un pic, mi-am și luat mustața asta așa ca lucruri pe care le-am făcut în afara camerei astăzi. Momentan nu am nimic pe ele, cred că se vede, sunt doar pilite și atât. Și ce vreau, nici măcar formă nu le-am dat. Am dat jos doar albastrul de pe ele, pentru că nu mai suportam culoarea albă. Mi se pare că nu e deloc în concordanță cu personalitatea mea și nu-mi plăcea. O să mi le fac simple, normale, cum mi le fac eu, cu un strass poate sau două sau 100 de strassuri. Oricum, ideea e să nu mai fie albastre, pentru că mi se părea așa, că le vedeam de fiecare dată când editam video și gesticulam, le vedeam acolo cum sunt albastre în fața voastră și nu-mi plăcea deloc. Și încă un lucru pe care voiam să-l mai menționez înainte să trec și să vă arăt cărțile pe care o să mi le comand astăzi este că mă dădeam eu mare și tare de dimineață, că n-am nicio problemă, nu mă ustură nimic, nu mă doare nimic, dinții sunt perfecți, benzile, wow, nu vine să cred, le-am pus după 2 ani. Ei bine, acum simt așa un pic cum îmi pulsează dinții, îi simt efectiv, am zis că ăsta este sentimentul, că simți că ai dinți în gură, dacă nu pui benzile alea, e ca și cum, nu știu, nici n-ar fi, dar în momentul în care le pui, ai așa o sensibilitate, o ușoară pulsație acolo seara, cel puțin așa se manifestă la mine, ceea ce înseamnă că voi mai folosi bandă din aceea, cel mai probabil săptămâna viitoare, în niciun caz nu le mai folosesc zilnic. Așa că curajul meu de dimineață s-a cam moleșit așa, s-a cam topit. Și încă un lucru pe care încă nu l-am comandat, apropo că astăzi este ziua cumpărăturilor, v-am zis, este de fapt comanda de la H&M pe care am pus-o în coș și mi-am pus ciocatele pe care deja le-ați văzut în vlogul de astăzi, cred, sau în vlogul de ieri, nici nu mai știu, că momentan așa sunt ideile împrăștiate în toate părțile, nu mai știu ce v-am arătat și ce nu. Am pus și am mai adăugat, ca să vedeți că nu se putea să fie doar atât. Am mai adăugat, dar nu vedeți voi nimic, că e super luminat, gata, acum vedeți. Am pus ciocatele astea pe care vi le-am arătat, am mai pus niște chiloți, bikini din bumbac, spuneți-le cum vreți, și am mai pus un sacou albastru de dreptul minunat și am zis că o să mă gândesc până mâine și dacă încă îmi stă gândul la ele până mâine dimineață, atunci mi le comand. Momentan mai important este să îmi iau cărți, pentru că, sinceră să fiu, nu e ca și cum pot să plimb sacoul și ciocatele pe stradă, adică nici măcar la Mega nu mă pot duce cu ele, prin urmare mai pot aștepta. În schimb, cărțile sunt ceva ce neapărat vreau să comand și am găsit aici, cred că cel mai bine ar trebui să iau eu camera în mână și să vă arăt. Ia zic, Leo, și tu ceva acum că luăm camera. Cum te simți? Cum este în carantină? Somnul? Este super? Dă pupicul aici. De ce nu vrei să dai pupicul? De ce ai întors fățuca? Am luat camera să vă arăt cel mai bine, pentru că așa, dacă vă zic, poate că nu vă dați seama. Am tot citit și am tot stat și dacă vedeți, sunt aici pe site cu tot felul de cărți, tot felul de review-uri, best fiction, în anul 2019-2018 sunt pe Goodreads și am tot citit 2 ore din Asia Express, nici măcar n-am fost atentă și am încercat să aleg niște cărți și motivul pentru care am încercat să le aleg eu singură din mintea mea, din capul meu, este foarte simplu. De obicei nu-mi place să citesc
ce citește toată lumea, dacă pot să spun așa. Adică pentru mine, dacă o carte este extra lăudată, extra apreciată, extra... se vorbește despre ea extrem de mult, de obicei în social media sau pe social media, nu prea mă mai atrage, nu știu de ce. Mi se pare că cărțile iubite de mase nu sunt neapărat cele mai bune. Asta este părerea mea. Bine, nu e neapărat o părere, este așa o prejudecată de la care eu plec și poate că nu e chiar ok pentru cărțile respective, că poate ele chiar sunt interesante și atunci încerc singură să caut și să găsesc ceva ce m-ar interesa pe mine. Și așa am găsit, evident, 4 cărți sau 5, nu știu câte sunt aici. Am găsit romanul acesta, Tobă de Tinichea, pentru că a fost laureat al premiului Nobel în 99, uite, este un motiv. Născut la granița dintre Germania și Polonia, așa, protest față de lumea adulților, asistă la nazificarea familiilor germane obișnuite, la ororile războiului și miracolului german postbelic. Perioada asta nazistă, în general, nu că îmi place, dar îmi place să citesc despre lucrurile astea. Am mai pus asta, Luni de fiere, cartea asta, iarăși nu știu despre ce e, nu o să insist pe ea. Am pus Bill Bryson acasă, o istorie a vieții private și asta mi s-a părut interesantă pentru că vorbește despre fiecare articol pe care noi îl avem în casă. Haideți să vedem că am citit eu descrierea. Vă citesc aici un pic. Mulți dintre noi trăim în confortul propriilor locuințe fără să știm cum au ajuns să arate și să fie organizate așa cum sunt astăzi, cu tot ceea ce cuprind ele. Pornind de la această constatare, Bill Bryson ia ca model propria casă pentru a reface îndelungata istoria vieții private. Descrie pe rând camerele și obiectele din ele și ne arată în tot atâtea povești captivante cum au apărut sau cum au evoluat. Mai mult, întrucât în opinia sa, orice se întâmplă în lume începe și sfârșește în casele noastre. Paranteză, vezi momentul în care suntem astăzi, că stăm cu toții lipiți de case, lipiți de televizor, viața privată ajunge să prilejuiască digresiuni delectabile în istoria mare. Astfel, baia constituie punctul de plecare pentru o istorie a igienei, dormitorul pentru una a sexului sau a morții, bucătăria pentru o istorie a alimentației și a comerțului cu mirodenii. Descrierea sună foarte, foarte fain și chiar vreau să o citesc și mi se pare că se potrivește mănușă cu izolarea asta noastră și cu vlogul de izolare și cu perioada asta în care stăm în casă și nu ieșim nici măcar până la magazin. S-a părut o carte interesantă pentru perioada asta și de fiecare dată când o să o am în bibliotecă și o să dau de ea, o să-mi amintească cu siguranță de perioada asta, de asta mi-o și cumpăr. Și mai am cartea asta, The Handmaid's Tale, de Margaret Atwood. Este o carte de care bănuiesc că știți, pentru că am văzut și eu frânturi din serial. Mi-a plăcut serialul, doar că la un moment dat m-a cam pierdut. Pe la sezonul 2, sinceră să fiu, mi-am pierdut interesul pentru el, nu știu de ce. Aș vrea totuși să văd ce înseamnă cartea, cum este cartea diferită de serial și sper să fie mai bună. De obicei, cărțile sunt mai bune decât serialele. După ce o termin, vreau să încep pe aceasta, care se presupune că este o continuare a The Handmaid's Tale, după 15 ani și atunci trebuie să o citesc pe cealaltă ca să pot să ajung și la asta, ținând cont de faptul că nu prea m-a prins pe mine serialul. Asta este un roman distopic, care se presupune că este iarăși foarte fain, roman distopic din nou, că știți că îmi plac distopiile, pe astea le-am băgat la favorite. Obiecte ascuțite este un roman pe care voi mi l-ați recomandat, uite că încă nu l-am pus în coș, ia să-l pun în coș, adaugă în coș, pentru că pare a fi o literatură așa foarte, foarte ușoară și atunci am zis să o citesc. Pe astea două le am. Cam astea sunt cărțile de la favorite și astea sunt cele care vor ajunge la mine acasă. Fix acum, după ce termin cu voi, o să le și comand și abia aștept să le citesc. Și încă un lucru, că bănuiesc că ați văzut aici în taburile astea, un lucru pe care îl vom găti mâine este tarta asta fără coacere cu cremă de lămâie. Și stați un pic să întorc camera ca să mai schimbăm 2-3 vorbe, după care gata, mă duc și eu la duș. Vai, cei cu roșața asta și portocalii ceala asta aici. A luat-o camera asta razna. Ok, și am revenit în culorile normale. Încă un lucru pe care voiam să vi-l spun este că după ce comand cărțile astea, mă duc la duș, mă bag în pat și dorm în sfârșit, pentru că ziua asta a fost așa haotică. Și ce voiam să vă mai zic este că mâine, în vlogul de mâine, cel mai probabil vom găti o grămadă, pentru că eu nu mai am deloc mâncare. De ce mi-o lăiai tu? De ce mi-o lăiai acolo la ușiță? De ce mi-o lăiai tu la ușiță la 12 noaptea? De ce? Sufletelul meu și dințișorii mei și pupăcelul meu. Du-te acolo la Cleo.
Au! Cam ăsta este planul pentru mâine și am zis să terminăm vlogul de astăzi pentru că este strict legat de cumpărături. Nu facem nimic altceva, ați văzut că v-am arătat ce mi-au eu, cum îmi pierd timpul, cam ce consider că e necesar, cam ce consider că nu e necesar în perioada asta, iar mâine în sfârșit gătim pentru că astăzi am mâncat doar mâncare rece, un pic de cremă de brânză, un ou fiert și mai nimic, iar mâine abia aștept să fac ciorbă de pui ala grec și tarta asta cu lămâie și cred că o să mai fac, nu știu, ceva cu orez, ceva felul 2, abia aștept. Asta o să fac toată ziua și abia aștept să mănânc. Nu vă imaginați, după toată mâncarea asta rece pe care am mâncat-o astăzi, mâine o să fie așa divinitatea coborâtă în farfuria mea. Gata, v-am lăsat, vă mulțumesc mult, mult de tot că v-ați uitat și la vlogul de astăzi, din vlogul de izolare. Îmi pare rău că nu avem subiecte foarte, foarte interesante. Viața mea nu este cu nimic mai interesantă decât este viața voastră. V-am pupat, aveți grijă de voi, să stați în siguranță, să aveți grijă de cei dragi vouă, iar noi ne revedem mâine cu multă, multă mâncare și găteală. Doamne, mi-aștept! Pa și noapte bună!